Da, putem vorbi acum? Nu știu! De ce? De mere. Ce s-a întâmplat? N-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat. Sigur? Nu știu! Care e pluralul ăsta între voi telecomandă? Două. Două și ceva. Este evident că este mai mare. Datorită fiind faptul că s-a declanșat o extorsiune al unui degajament. De unde ești, drog? De la noi, de unde stăm, din Contești. Dar voi de ce v-ați dus acolo? Într-o zonă muntoasă. De mere. Târgul de Sfânta Maria, desfășurat la Piscani, a adunat femeile bunlap cu cardieșe, bărbați cu cardieșe, mici, pepeni, struguri, parașute. Cum faceți să suportați căldura? Vreau să vă răspund pentru datorită faptului că deschidem geamul, facem aerisirii cu parașute. Băietul meu a venit să bea bere, să mănânce mici, să se dea antilibombe sau să-și găsească documentul. Cu ce? Facem aerisirii cu documentul. Limita capacității pe care este destinat. Au venit femeile bunlap cu capul, cu toate boalele, cu caguli, la ora 5 dimineață. Încă un cunoscut fabulist și epigramist. Caz de boală de penticia lui Iași, liber. Păi la ora 2 și ceva s-a declanșat o telecomandă. De penticia lui Iași. Încă un cunoscut fabulist și epigramist. Scoate gloanțele din ei. Păi la ora 2 și ceva s-au venit 4 inși. Da, de ce? De mere. Moș Crăciun veni să bea bere, să mănânce mici, să se dea antilibombe sau să-și găsească pe documentul. Moș Crăciun scoate gloanțele din ei. Ce s-a întâmplat? Într-o zonă muntoasă, împodobită cu păduri de braji, Moș Crăciun mi-a dat de majulit. De ce? De mere. O bâtă.